Vrem să vă prezentăm un mic filmuleț despre supraviețuitorii Holocaustului și despre muzeul nostru. Mulțumesc! Așteptăm să se încarce acest videoclip despre supraviețuitorii Holocaustului. De fapt, este un documentar pe care echipa Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord încearcă să-l realizeze în aceste zile. De fapt, sunt interviuri pe care le-am realizat o parte din ele recent. Ne bucură și ne onorează prezența în sală alături de noi a domnului Vasile Neusbaum, dacă vă puteți ridica ca lumea să vă vadă, supraviețuitor al Holocaustului din Transilvania de Nord. Locuiește astăzi la Cluj și mulțumim pentru acest efort pe care l-a făcut de a fi alături de noi și prezenți și prezent alături de comunitatea noastră la Șimleul Silvaniei. Domnia sa mai este și, pot să-i spun, subiectul unui alt proiect al muzeului. Este vorba despre Temele Ecos, pe care în această dupămasă o să-l puteți vedea și să aflați mai multe lucruri despre el. Este un proiect pentru care aș dori să le mulțumesc profesorilor și prietenilor apropiați care au fost implicați. Foarte mulți dintre profesorii și directorii de instituții școlare din Șimleul Silvaniei au fost alături de noi în acest proiect. De asemenea, mă bucur să văd foarte multe persoane dragi astăzi în sală, prieteni vechi, apropiați ai muzeului și în special tineri care sunt alături de noi. Președintele fondator al muzeului a încercat în această dupămasă să ne surprindă cu prezentarea acestui proiect înainte de a începe oficial întâlnirea noastră, documentarul nostru, care a fost realizat de Eduard Staroreschi împreună cu Ghita Reinhold și care sperăm să ajungă la cât mai mulți tineri din întreaga lume. Csillagszakadt rátok. Gyerekek,
nem mentek iskolába, ügyvédek nem volt szabad dolgozzanak, orvosok nem volt szabad dolgozzanak, át kellett adják az irodájukat egy magyarnak, akit esetleg az anyaföldről oda költöztettek. A gyerekek az utcán büdös zsidónak szólítottak, és mondták, hogy zsidó, menj Palesztinába. Nem esett jól, hogy utána kiabálták, hogy büdös zsidó, piszkos zsidó. Mikor anyukának panaszkodtam, azt mondta anyuka, nem szabad, fiam, panaszkodni, úgy kell venni mindent, ahogy van. Aval a tudattal nőttem fel, és azt hiszem, az segített mindig ez az egy mondat, az anyukám mondatja, hogy túléltem a holokauszt. Umri se curta foarte rău, n-ai avut drept să mergi pe trotuar, dacă ai fost să vină pe stradă. A fost oră fixă când, până la ce oră, numai până pe la 5 să fii pe stradă, mai mult nu. Germanii au fost pe acolo nemți în ocupață și au dat porunca la umuri. Până a ajuns situația foarte rău, când am auzit cu, cred, nici o săptămână înainte, vreo câteva zile înainte, că o să se strâng, toată lumea va fi strâns evreii într-un loc și să ne pregătim. Amicul meu te că pe apă cu ta clousă că ești uite că... Apoi Nicolit de că l-au jidocat, că o uite că ciucio fele la mine, nu ne clousilor fele la mine. De minden esetre a posta előtt édesapám lehúzta a rólókat, minden, nem volt szabad kimennünk az utcára. Azt mondta, hogy ez gyásznak gyermek. Ilyet egy magyar embernek nem szabad csinálni. Még végignézni sem. És voltak bizony, voltak, akik meghúzták a pályázt, voltak, akik kacagták, voltak, akik simít. Hány éves voltál? Hány? 4-5 éves. 4-5 éves. 4-5 éves. De én ott álltam ki, biztos, sopám rám kellett. Gyere be, nem szabad nézni azt, hogy amikor vittél itt. Itt a keretésodájtai mentekünk. Vagy azt így még soha megfér, mert mondta, hogy sajnyi emelegetett. Igen. Még. Most úgy nem andorogom, hogy ne. Na nem érdek. Mert ő lejjebb és akkor a futkatusához hármal ütötte. A nézésnek, rendben vagy jó. Így jöttek az, hogy majd 5-6-on jöttek ki fel. Gyerekek is? Hát én most már azt mondom, hogy ha egy gyerek is volt, az nagyobbak voltak, én volt két rendben, két rendben volt. Azt, hogy ide valósiak voltak, vagy hol valósiak voltak, azt nem tudom. Megpregetjük, és ezt a szélzsem, haine de pat și ce-am putut ca să fie un acoperiș. Mi-a dus la biserică. Primul a fost când noi am fost a doua la biserică, când eu am păcat în biserica evrească, acolo sunt în Sfântul și s-a dus la biserica evrească. A fost, cred că, vreo 250 de familii de evrei. Törnagyterületunk a fél nagy utcán jött a Vaskinon túl, be volt kedvelve, az nem lehetett oda, mert szegények az ég alatt, mint a juha, összebújtak a kis családja, amit neked, így jó. Itt a vagonban úgy adták le a jogszágot, gondolt, hogy nem adták Ulmon kocsiba, hanem Barhalgonba vitt így ügyet, nem adtak ott enni, meg vizessenek, ki tudja, hogy adtak be jövedelni. Annunzat, hogy Toszkári Hau, Körúzer, Sibácsi. Se vină cu căruțele acolo la ghetto și se ducă toate hainele din ghetto. Conducere orașului. Se ducă toate hainele ce au rămas de ei acolo în ghetto, pe care și eu am mărit și eu bunicul meu și acolo am adus cu carul și le-am băgat în biserica evrească, toate hainele acolo, plină. Și tot ce au rămas de ei acolo. Era un îmbrăcat simplu, nu așa fi. Nu lăsa cum îi se ducă nimic. Decât când a fost gol,
de când am intrat în coață și acolo împătea pe mâine, că mai erau cămilor cu spitor și la poartă acolo era un pur, l-a legat așa de mâna, așa legat și tras de mea și vedea așa, să spună unde mai are aur. Și împătea pe ăsta, cu evreul ăsta. Egyszer jött községházától valaki, és mondta, hogy elvitték a zsidókat, a cipőüzlet kiürült, és itt és itt van a felhatározva a cipő, és az alkalmazottak a bíróságról menjenek, szolgabíróságról, ügyészségről, meg mit tudom én, és válogassanak cipőt, amennyi kell ingyen. És hát én, mint kis fiatal leány, megyek haza, és mondom apukámnak, hogy eltetszik engedni, hogy menjek cipőt vállalni. Hova? Felkott, háborúban. Azt hiszem, akkor életemben kaptam a fotit a sapát. Le voltak pecsételve. Le voltak pecsételve. Igen, le voltak pecsételve, nem volt szabad bemenni. Noémar Zsusznak. În Auschwitz. Și eu spus așa, bătrânii să rămâne în vagon și copiii să fie dați la oamenii. Femeile pe o parte, bărbații pe cealaltă parte. Și așa am coborât și că după bătrânii o să vie mașină și o să le ducă. Da? Să le ducă volt egy szeretetlás, és balra nyomtak, és valami képen visszaterültem. Hogy, mint, nem tudom. De ezáltal életben maradtam. Când mi-o dus într-o hol mare, unde mi-o așteptat bărbață polonieză. Și a trebuit să ne dezbrăcăm tot, a spus că mergem la baie. Dar acolo la baie, înainte de baie, mi-a tuns, mi-a luat jos părul, tot. Și am intrat, nu în baie, că nu ne-o pe baie, dar când mi-a dat ceva haine. Haine că nu ne-am cunoscut surorile, nu ne-am cunoscut unul pe altul. Ne strigam pe nume, că care unde sunt. Eu n-am pus numai trezele în Auschwitz. După trezele am plecat în Letonia, în Riga. A sok tragédiát láttunk ott a Auschwitzban. Emberek nem bírták a szenvedést, neki mentek a drognak. A drogok azok villanyag voltunk körbelébe. Ahogy megérintették, vége volt. De direkt csinálták. Saját szememmel láttam. Jött a Mengele, és neki kellett 400 lány, fiatal biztosan, egykorúak munkára. De akkor, mikor ő választott bennünket, nem tudtuk, hogy mire választ bennünket. La Ciucia, pe Cluj, acolo era frontiera între Ungaria și România. Și acolo erau pe băile alea acolo și era ei și coane câte o casă, acolo pe o aproape de graniță. Și am mers la o casă de aia mama și a spus, uite, am pe soțul meu, trece și trei de trei, nu i-ați putea trece din colo în România ca să nu-i prinde aici să-l omoare. Zice, aduceți-i în coace, zice, și vine dacă nu face ceva și îmi trece. Elvitte Kosszasóra egy román családhoz, aki Szilágysomjóról kivitt a deportálás idő alatt egy családot, és eldugta, vagy 6 hónapig jött a rendszerváltás, vége lett a háborúnak, és akkor elveszett őket a pénzébe, nem volt meg egy sem. Akkor a zsidó neki épített egy szép nagy házat Kosszasóra. Népszerű emberek voltak, nem érdemelték meg azt a tőket, eldeportálják, sajnos elvitték. A nevem
Biblia Chesner felolvasok néhány részletes Mendi leveléből, amit szabadulása után 3 hónappal írt testvéreinek, akik már Amerikában éltek. Minden nap neki akartam már fogni az íráshoz, de mind vártam, hogy hát ha valaki haza kerül, és akkor legalább többet tudnék írni. De sajnos látom, hogy nem igen jönnek, tehát nem halasztom tovább az írás. Tavaly májusban vitték el őket a gettóból, részben Lengyel és Németországba. Hogy mi lett a sorsuk, azt nem lehet még tisztán tudni. Elég az hozzá, hogy akiket elvitték, még a 10%-a sem került eddig vissza. Most pedig itt élek egy nagy faluba, teljesen egyedül. Én magam is úgy vagyok, hogy megutáltam ez egész életet. Volt 2 szép leánykám, és egy fiatal feleségem, és testvéreim, és most itt állok egyedül a semmibe, a pusztaságba, mert pusztaság lehet ezt az életet már csak nevezni. Mulțumim domnului Eduard Starurescu, producător de film și regizor, pentru realizarea acestui scurt material. Daniel Stejelan, absolvent al Facultății de Istorie, studii iudaice ai University Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în prezent director al Muzeului Memorial din Transilvania de Nord și a Departamentului de Turism în cadrul primăriei orașului Șimleu-Silvania. Stimați invitați, se vor intona imnurile României, Israelului și Uniunii Europene.
cei părinți, stimate domnule ministru, excelențele voastre, domnule prefect, domnilor primari, domnilor președinți, onorați supraviețuitori, vă spunem bun venit la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Această zi este reprezentativă pentru eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare din istorie, Auschwitz-Birkenau. Acest lagăr a fost înființat încă din 1940, având o suprafață de 40 de kilometri pătrați. În data de 20 ianuarie 1942, la conferința de la Wannsee, lângă Berlin, se stabileau ultimele detalii ale soluției finale, ceea ce însemna pentru evrei din toate teritoriile cucerite până atunci de germani, deportarea și exterminarea lor. Astfel, lagărul Auschwitz a devenit un punct central al exterminării în masă, în special a evreilor și țiganilor aduși din toate țările aflate sub ocupație. Din 1942 până la sfârșitul lui 1944, peste 1,5 milioane de victime au fost ucise și incinerate în acest lagăr. Din totalul victimelor, 500.000 au fost copii. La începutul lunii ianuarie 1945, lagărul a început să fie evacuat de către nemți, iar în 21 ianuarie, trupele sovietice deschid porțile celui mai mare infern și eliberează pe cei rămași în viață. În anul 2005, în cadrul adunării generale a ONU, s-a stabilit data de 27 ianuarie ca zi solemnă de comemorare a victimelor Holocaustului. La acel moment, Kofi Annan, secretar general al ONU, declara: Națiunile Unite nu trebuie să uite niciodată că au fost create ca un răspuns la teribilul flagel reprezentat de nazism. Așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. În memoria victimelor Holocaustului vor fi rostite rugăciunile Kaddish Elmalei Rahamim. Îl invităm pe marele rabin al României, Rafael Schaffer, să ni se alăture pentru acest moment, împreună cu președintele comunității și prim rabin al orașelor Brașov și Timișoara, domnul Zricactin. Vă rugăm să vă ridicați. El molei rahamim shoichen bamero. גדולים כאלה כי הם מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים קורבנות השואה שנהרגו, שנטבחו, שנשרפו ושנחנפו על קידוש השם ביד המלכים הגרמנים ועוזרי משאר העמים בגן עדן דמנוחם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם חפר לו אל העמים וזרוק רחיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלוכם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. דואמנה פרינדן דורל קלטרונה גננליצים fă să găsească o dihnă adevărată sub aripile prezenței divine, în rândul celor sfinți și curați care se rucesc precum flacăra cerească, toate sufletele celor 6 milioane de evrei victime ale Holocaustului, uciși, mâncelăriți, arți și asfixiați, de ucigașii germani și colaboratorilor din alte națiuni, în Gan Eden odihnească-li se sufletele, căci noi ne rugăm pentru înălțarea sufletelor lor. De aceea, Părinte al Îndurării, odihnește-le suflete să vezi sub aripile divine în veci și adună-le suflete în buchetul vieții. Domnul este moștenirea lor, odihnească-se în pace și trezească-se spre soarta ce le-a fost hărăzită la sfârșitul zilelor și să spunem cu toții, amen. Shira ma'alot mima'amakim keratihado inoi, adoi noi, shima becholi, tienov neho kashubot lekol tachanunoi,
Ima vonotis moriadoi noi, viamo, chi me ha, se vi ha le manti vare, chi vitia doi noi, chi utano si rizoi halti, nascira doi noi, mi soim li bravo che soim li bravo e che, Yachel Yisrael el adoi noi, chi ma doi noi, Yachel vorbei noi vduf, vehu ibdes Yisrael, mi kol adoi noi so. Kaddish. התגדל ותקדש שמי רבה, בעלמא דברי החירותי, וימליך מלכותי ויצמח תוקני ויקרא משיחי, בחיי חון ובמכון, ובחיי דכון בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ומרמן. יש שמי רבה מבורך לרם ולמור ולמיה, התברך והשתבח בית פעל ותרומם, ונעשה בית קטר, ותלה בית פלל, שמי דקות שמריך לו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושברכתה ונחמתה דברם בעלמא ואמרמן. יחי שלמה רבה משמיים, וחיים טובים, עלינו ועל כל ישראל, ואמרמן. עושה שלום ברמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. Honorable guests, old friends, prieteni vechi, members of the communities, membri ai comunității Evreiești. It's been a while since I last was here. A trecut o vreme de când a fost ultima dată aici. I remember in 2012 when we started actually this commemoration with the Twin Cities of Petah Tikva. Îmi amintesc în 2012, când am început această activitate de comemorare cu comunitatea din Petah Tikva. And it's been 9 years. Au trecut 9 ani. You know, we are talking about commemorations, and commemorations, they have two meanings. Știți, vorbim despre comemorări, iar comemorările au două semnificații. We commemorate things, events, and people that we miss. Comemorăm lucruri, oameni și locuri de care ne este dor. But we also commemorate things that we need to remember in order to avoid doing them in the future. Dar ne amintim și de lucruri pe care este necesar să le reținem ca să evităm să se mai întâmple aceste lucruri. There is this huge, enormous question, why? Este această enormă, mare întrebare. De ce? What brings a person to hate another person so much and to do these things? Ce determină un om să urască atât de mult pentru a face aceste lucruri? Okay, we are different. We have different points of view. We have different ideas. Usually we don't agree with one another, but to come to such a point that people are persecuted and being abused and eventually killed by others just because they are different, this is a question of why that I don't understand. Ok, suntem diferiți, gândim diferit, dar pentru a face asemenea lucruri, pentru a-i persecuta și a-i ajunge să îi maltratăm pe alții, întrebarea este de ce? De ce facem asta? Many people think that Jewish people, you know, they tend to mention Holocaust in each and every occasion because, ok, Holocaust, we are saved. You know, Holocaust surrounds us and then no one will say nothing. But that is actually not the point. Vorbim de Holocaust. Holocaustul este în jurul nostru. Suntem aici. Când vorbim despre evrei. Când vorbim despre evrei, da. Când vorbim despre comunitatea evrească, în ceea ce privește Holocaustul, este aici. And this is, as I said, the kind of protection that surrounds the people of Israel. Este un fel de protecție care este în jurul oamenilor din Israel. But actually, that's not the issue. Dar de fapt nu aceasta este problema.
We gathered here today, all of us. Ne-am adunat astăzi aici, toți. To commemorate actually the liberation day of Auschwitz concentration camp 75 years ago. Să comemorăm eliberarea din lagăre acum 75 de ani. It's a commemoration of a happy event because it symbolizes the end of the war and the liberation of those people. Este un eveniment fericit de fapt, pentru că vorbim de eliberarea celor de acum 75 de ani a acestor oameni și încheierea războiului. But it holds also the commemoration of never again. Dar ține de altfel și de comemorarea acelui niciodată să nu se mai întâmple. I'm happy to see people here from different countries, from different backgrounds, different religions and different cultures. Sunt bucuros să văd atâția oameni aici, din alte țări, din alte culturi, din alte religii. The fact that we can collaborate, do things together, commemorate things together, work together, emphasizes the issue that there is no other way to do things. Faptul că noi suntem aici și colaborăm, facem lucruri împreună, adună la un loc faptul că nu o să se mai întâmple. The idea is that we commemorate today not only the happy day of liberation, we commemorate today also the fear, the human fear of or over these events that might happen again. Nu comemorăm doar fericirea eliberării, ci și teama oamenilor de a nu se mai întâmpla acest lucru vreodată. I hope that each and every one of us will carry with him or her from here the promise to oneself to avoid these things in the future by mutual collaboration and remembrance of the Holocaust. Sper ca toți cei de aici să ducă împreună cu ei lucrul acesta, să nu se mai întâmple niciodată și să comemorăm împreună acest eveniment, să ne bucurăm și să ținem minte că acest lucru nu mai trebuie să se întâmple vreodată. Și să colaborăm, bineînțeles, cu toții la un loc. Creating more relations like we did with Petah Tikva and we will do maybe with other cities and working together will get us there. Crearea de noi relații, cum este cea și cu Petah Tikva. I said that creating more relations like we did between Shimla Silvan and Petah Tikva with other cities and villages here will get us there. Crearea de noi relații, cum este cea cu Petah Tikva, ne va duce acolo, în acel punct. I'm happy to be here again. Sunt bucuros să fiu aici, din nou. And I'm happy that we are able to continue this very important operation with my dearest friend Alex. Și sunt bucuros să continui această colaborare cu dragul meu, Alex Hecht. Vă mulțumesc! Mica, toată raba. Cu plăcere. Anul acesta se împlinesc 15 ani de la deschiderea oficială a Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord la Șimleu Silvanii. Efortul constant de a educa generațiile actuale despre tragedia celui de-al doilea război mondial, sprijinul necontenit din partea partenerilor din țară și din străinătate, cât și colaborările cu didactice și elevii au făcut din acest muzeu un spațiu al formării continue în domeniul Holocaustului, istoriei evreilor și a luptei împotriva antisemitismului, xenofobiei și rasismului. Doresc să le mulțumesc pentru implicarea în activitățile noastre tuturor acelor persoane care au crezut și cred în misiunea noastră, în ceea ce poate să reprezinte acest muzeu pentru generațiile care vor urma. Amintirea victimelor Holocaustului, a puținilor supraviețuitori ai acestei tragedii, cât și a tuturor martirilor, trebuie păstrată și transmisă generațiilor viitoare, cu îndemnul de a nu mai comite aceleași greșeli. Nici cei drepți între popoare, exemplul șimleoanul Alexandru Cherecheș, care a reușit să salveze viața trei evrei în 1944, nu va fi uitat.
Se fac demersuri pentru ca Iuliu Maniu, personalitate marcantă a României, născut chiar aici, la Șibleul Silvaniei, să poată primi această înaltă distinție din partea statului Israel pentru contribuția la salvarea evreilor în timpul Holocaustului. Anul acesta s-au alăturat sprijinirii activităților noastre domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, domnul Zvika Herman Berkovitz, medicul și consilierul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu și reprezentant al celei de-al doua generație de supraviețuitori ai Holocaustului, origini în România. Domnul Vasile Nussbaum, supraviețuitor al lagărelor de concentrare Auschwitz și Buchenwald. Excelența sa, Andrei Grinkevich, ambasadorul Belarusului în România. Domnul colonel Jerzy Jankowski, atașat militar al ambasadei Poloniei în București. Domnul Igor Inușkin, ministru consilier în ambasada Rusiei în România. Eminența sa, Rafael Schaffer, mare rabin al României. Domnul consul al Ungariei la Cluj. Domnul Virgil Țurcaș, prefect al județului Sălaș. Domnul Setimiu Țurcaș, primar al orașului Șibleu Silvaniei. Doamna Doina Coceș, director al Direcției de Cultură a județului Sălaș. Domnul rabin Zvika Kfir, rabin al orașelor Brașov și Timișoara. Domnul primar din Târgul Lăpuș. De asemenea, țin să menționez prezența reprezentanților misiunilor diplomatice în România, a autorităților județene și locale, a inspectoratului școlar și ai cadrelor didactice, ai membrilor comunităților evreiești, ai mass media, ai muzeului orașului Oradea, dar și ai viitorilor tineri ambasadori ai orașului Șibleu Silvaniei, elevi ai Colegiului Național Simeon Bănuțiu, implicați în proiectul de înfrățire cu Petah Tikva din Israel. Acest eveniment este realizat cu sprijinul și implicarea Centrului de Cultură și Artă a județului Sălaș, a Ambasadei Republicii Polonia la București și a Institutului Polonez, care a organizat o expoziție temporară despre samaritenii din Marcova, pe care o puteți vizita și viziona până în martie, Ambasadei Federației Ruse la București, care ne-au trimis de asemenea o expoziție referitoare la Holocaustul în spațiul sovietic ocupat, și o altă expoziție referitoare la Nimeni nu este uitat, nimic nu se uită. Le mulțumim de asemenea și elevilor de la Centrul Silvan Art pentru implicarea constantă în activitățile noastre și, nu în ultimul rând, familiei doctorului Alex Hecht pentru investiția constantă în bună organizare a acestui muzeu. Așa cum spuneam, ne onorează cu prezența astăzi domnul Vasile Nussbaum, supraviețuitor al lagărelor de concentrare de la Auschwitz și Buchenwald. Vasile Nussbaum s-a născut la Turda în anul 1929 și la vârsta de 10 ani familia s-a mutat la Cluj. În 1944 a fost deportat din ghetoul din Cluj la Auschwitz-Birkenau. La sosirea în lagăr, Vasile, doar un adolescent la acea vreme, a fost separat de părinți. Mama s-a fost dusă direct în camerele de gazare, în timp ce tatăl a fost trimis la muncă, însă a murit cu puțin timp înainte de eliberare, astfel că nu s-au mai întâlnit niciodată. El și fratele său au rămas în lagărul Auschwitz-Birkenau. Perioada cea mai dramatică a vieții lui Vasile a fost momentul când fratele său mai mic, Shani, a fost selectat pentru camera de gazare, iar el a rămas singur. După moartea fratelui, Vasile a fost trimis la lucru în lagărul Buchenwald. Îl invit să aprindă prima lumânare în memoria fratelui Shani pe Vasile Nussbaum și să transmită un mesaj generației tinere de astăzi.